Vrăjitorul malefic. Da, învinge-mă! Ai avut noroc! Cerul! Ce se întâmplă? Lumina a dispărut! Oh. Priviți! Cerul se prăbușește! Suntem pierduți! Sunteți pierduți! Noaptea eternă a venit pe tărâmul ruinelor și odată cu ea, vrăjitorul Merlin. Bacheta mea magică vă va paraliza pe loc! Lord Temeroc! Țin minte că ți-am ordonat să îndeplinești niște fapte malefice în numele meu! Transportul acestor muritori de rând la minele de nestemate din Harmonia nu e o sarcină demnă de marea mea putere! Îndrăznești să mi te opui? Mă gândeam eu că o să faci! Întotdeauna ai fost prea plin de tine! Oh! Niciodată cine e servitorul și cine este stăpânul. Acum, fă ce-ți poruncesc. Du-i pe Harmonie la minele de nestemate și așteaptă-mi ordinele. Mă supun. Stăpâne, de ce vrei să fie duși harmonienii în vechea mină de nestemate? O să afli în curând, Cro. Ține minte, surpriza! Poate fi o armă puternică și surpriza asta va fi magică. Abracadabra! Fiți gata? Fiți gata? Și... Și priviți! Ta-da! Iepuri! Foarte bine, dragă! Felicitări! Da! Tare, tată! E magic! Dacă aș putea să dispar și eu! Bun, am făcut un număr. Mai ai doar vreo 20 de învățat până la spectacolul de magie de mâine dimineață. Oh, liniștește-te, Harry. O să fii senzațional. Tu nu-i cunoști pe puștii care vin la clubul de duminică. N-au niciun pic de milă. Trebuie să o șterg. Am teme. Teme? Foarte multe. Și hei, nu pot să le las pe mâine. Ce pune la cale băiatul ăsta? Hei, Rox, care-i treaba? Matt, vină pe tărâmul ruinelor. Te noroc, l-ai eliberat pe Merlin. Merlin? Vrăjitorul ăla? Nu vreau să ratez spectacolul ăsta de magie. Vin imediat, Rox. Tărâmul ruinelor și repede. Calmează-te, Roxy! A trecut puțin, de-abia l-ai apelat! E totul în regulă? Parcă am... Roxy! Nu! Ține-te bine! Te-am prins! Asta putea cu ușurință să se termine înainte să înceapă! Bagheta mea e de vină. Ceva e în neregulă. Portalul pe care l-am deschis trebuia să fie sigur. Liniștește-te, Rox. Sunt bine.
Serios? Poate că a fost mâna lui Merlin. În clipa de față lucrează foarte multă magie neagră în multivers. Magie? E o minciună cu fum și oglinzi. Ești sigur? Ascultă, o să demonstrăm că acest Merlin e un escroc și apoi o să-l băgăm rapid în temniță. Sper și eu, Matt, chiar așa sper. Dar am o presimțire în legătură cu asta. Crede-mă, Merlin nici nu o să aibă timp să scoată un iepure din pălărie. Fum, oglinzi, iepuri. Heather are nevoie de o lecție scurtă și rapidă despre adevărata magie. Vrei să-l trimiți pe Merlin să se ocupe de el, stăpâne? Nu, Merlin e bine unde e, ocupându-se de operațiunea de la mină. O să mă ocup de Heather, personal. Deci, Gomez, care-o fi jocul lui Tenoroc? Nu știu. Merlin a cufundat tărâmul ruinelor în noaptea eternă și a forțat niște harmonieni să sape în mină să caute pietrele. Mișcați-vă, Roxy! Mi-ai contestat autoritatea pentru ultima oară! Tenoroc întoarce elementele împotriva noastră! Când va fi lună plină, tărâmul ruinelor va fi zguduit de o explozie! Care va face o gaură în multivers. Și atunci eu voi fi liber. S-a zis cu puterea surprizei. Matt, Tenoroc se joacă cu tot multiversul. Nu doar tărâmul ruinelor va fi distrus, totul va fi distrus. Am înțeles, Rox. Trebuie să găsim o cale să-l oprim. Nu, nu pot să cred că zic asta. Dar dacă Merlin e în mina de nestemate, acolo trebuie să fim și noi. Gomez, te simți bine? Rox, trebuie să ajungem repede acolo. Știu o scurtătură. Haideți! Scurtătură, de obicei, înseamnă să trăim viața periculos. Haide, Gomez! Am găsit una. Bun. Gomez, vreau să intri puțin în pantofii lui Tenoroc. Dacă poți să suporți mirosul. Adică, ce când și cum, nu-i așa? Exact. Bine, mine de nestemate, pietrele puterii. Câteva pietre și o scânteie destul de mare. Egal, bum! Iar Merlin o să aprindă fitilul. Dar cum? Sigur are legătură cu chestia asta numită Noaptea Eternă. Rox? Pe aici? Nu, pe acolo. Stați! N-are niciun rost. Matt, dacă nu am încredere în propriile instincte, cum mai pot să fiu de folos? Poate că acum n-ar trebui să particip. Nici vorbă! Instinctele tale de detectoare nu ne-au dezamăgit niciodată. Încearcă să te concentrezi. Pe acolo. Asta e tot ce-mi trebuie. Haideți. Aceste vagoane erau folosite la transportarea pietrelor de la mine la suprafață. Vagonetele o să ne ducă până jos, dar... Mereu există un dar. Nu știu în ce stare sunt tunelurile. Și după ce începem coborârea, nu mai există cale de întoarcere. Deci e un mare dar. Toată lumea la bord. Da, în următorul meu număr o voi face pe frumoasa mea asistentă, Meg, să dispară. Asistentă? Nu țin minte să fi fost de acord cu asta. Poate ar trebui... Nu, nu este niciun pericol. Ai încredere în mine. Îi dăm drumul. Acum o să spun cuvântul magic. Abracadabra. Voilà. Și acum o voi aduce... Înapoi? O, domne, unde este pagina cu aducere înapoi? Alo? E cineva acolo? Harry? O, domne... Nu are viteză ca trenulețul ăla din parcul de distracții, nu-i așa? Hei! Am spus că e o scurtătură! N-am zis că e și rapidă! Asta e mai pe placul lui Gomez.
Știți, n-am mai văzut niciodată lămpi de mină ca acestea. Ar trebui să le notez în caietul meu. Fă ce vrei, Gomez. Stăpâne, Heather se apropie și știind că e un adversar puternic, ar trebui să fii puțin îngrijorat. Merlin, a venit timpul să dai foc pietrelor. Fă-o acum. Nu se poate. Ce? Dacă mă sfidez din nou, eu voi... Stai, stăpâne! Nu este posibil pentru ambele luni să fie pe același aliniament ca să genereze suficientă energie astrală. Și asta se întâmplă la fiecare rotație. Asta e de lui Heather timp suficient ca să încurce lucrurile. N-ar trebui să fie așa greu să fii malefic. Transformă spațiul și materia. Puțin. Asta nu e bună. Eroare. Capcana lui de noroc. Țineți-vă bine. Trec pe Multivision. Noi zburăm în mijlocul problemelor. Țineți-vă bine. Dragon astral. De mină plutitoare? Te noroc, a făcut o greșeală. Am reușit. Un Heather. În sfârșit. Un adversar pe măsură. Feriți-vă! Sunt efectele astea speciale. Acum ia de aici. Are un fel de câmp de forță care îl protejează. Ha! Dacă asta e tot ce pot să-mi arăți, lupta noastră e deja încheiată. Matt, o să încerc eu să-i sparg câmpul de forță. Poate energia va reuși să treacă. Un Heather nu se dă bătut niciodată. Bunicul a găsit o cale să te învingă și eu o să fac la fel. Roxy! Inamicii mei s-au învins singuri. Și astfel a mai rămas doar unul. Lasă-ne în pace. Te rog. Creatură jalnică, e datoria mea să-ți închei existența mizerabilă. M-ar ajuta dacă te-aș ruga și implora mai mult? Imploratul n-o să te salveze acum. Nimic n-o să facă. Hei, vrăjitorule! Ar trebui să închei o luptă înainte să începe alta. Corect! Am pierdut războiul, dar n-am pierdut lupta! E tocmai invers, Rox. Mișcă-te! Merlin! Lunile s-au aliniat. Au fost strânse de sule pietre. Du-te la templul muntelui și începe pregătirile. Acum! Cum poruncești? Dar Heather nu trebuie să mă urmărească! Fugiți! Adăpostiți-vă! A fost pe aproape. Toată lumea e bine? Eu văd stele. Unde e Merlin? A dispărut într-un nor de fum. Dar știm unde, datorită lui Tenoroc. Matt, Roxy, lunile pline, aliniamentul. Merlin va folosi puterea lor combinată ca să dea foc pietrelor. Chiar dacă îl ajungem pe Merlin din urmă, nu vom putea să-i spargem scutul. Are cineva vreun plan? Poate. Meg? 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 O
doamne! Unde o fi? Ce-am făcut? Harry? Ajutor! Dăm drumul de aici! Meg! Nu mai e deloc distractiv! Oh, Meg! Lunile sunt aproape de un aliniament perfect! Sfârșitul este aproape! Începe! Liftul Lavei! E cea mai rapidă cale spre Templul Muntelui! Ești sigur că o să ne descurcăm, Matt? Nu! Dar hei! Jumătate de plan e mai bun decât niciunul! Hei! Sunt mult mai speriat decât o arăt! În oglindă, planul nostru pare întreg. Minunat! Haide, Gomez! Vin! Câteva clipe până se aliniază lunile și multiversul se va prăbuși. Iar tu o să fii liber să... conduci un teritoriu deșertic și nepopulat. Exact ca acesta. Roxy, trebuie să continuăm. Priviți, e prea târziu. În sfârșit, o să ia foc, iar tărâmul ruinelor va fi distrus. Încă nu ai câștigat, Merlin? Voi doi luați-o înainte. Știți ce aveți de făcut? Știu, știu, dar nu știu de ce. Matt, dar dacă o să greșesc din nou? Mi-am ieșit din mână. Roxy, chiar și în cea mai proastă zi a ta, oricum ești cel mai bun ajutor pe care l-aș putea avea. Bun, vino, Gomez. Hai să-i arătăm acestui vrăjitor enervant de ce suntem în stare. E vremea să plec. Pleci așa repede de la propria petrecere? Îmi miroase cumva frică? Poate fi din cauza că marelui vrăjitor îi e teamă să termine ce a început? Nu ai simțit în interiorul tău cum ești copleșită de deznădejde? Nu te poți pune cu magia mea neagră! Wow! Ar trebui să nu mai faci asta, Roxy! Eu sunt Roxana Alexis, mândra apărătoare a universului și războinică născută, și te provoc! Copilă nesăbuită! Haide, Gomez! Sper că știi ce faci, Matt! Îmi pare rău că stric spectacolul! Hatter, nu mă poți răni! Nici o forță a binelui nu poate străpunge scutul mistic! Nici o forță a binelui, ha? Dar ce zici de forța răului? La fel ca magia ta. Rox, termină! Distruge bagheta! Matt, se transformă în hologramă! Prinde-l! Gomez, tocmai ai spus cuvântul magic! Timpul să se întoarcă în temnița monștrilor. Vedeți, v-am zis. E vorba doar de fum și oglinzi. Mă bucur că ți-ai revenit, Rox. Hei, cu mine cum rămâne? Tu, Gomez, ești întotdeauna tu. Mersi. Cred. Am întârziat la spectacolul de magie. Matt? Da, Rox? Mersi.
Tata? Ce se întâmplă? Unde-i mama? Liniște, Matt. Mă concentrez. Magia este spiritul care luptă cu materia. Meg, îți poruncesc să reapari! Harry? Am reușit! Matt, m-am desăvârșit în artele mistice! Sunt gata pentru spectacol! De fapt, tată, cred că aș putea să te ajut. Ești sigur, Matt? Da! Gândește-te la mine ca la ucenicul vrăjitorului.